Haideți să ne continuăm povestea uh, din Biblia pentru copii, dragii mei. Acum vom citi Geneza 38, Iuda și Tamar. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un, la un om din Adulam, numit Hira. Acolo, Iuda a văzut pe fata unui canan, canait, numit Shua. A luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu pe care l-a numit Er. A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu căruia i-a pus numele Onan. A mai născut iarăși un fiu căruia i-a pus num numele Shela. Iuda era la Xib când a născut ea. Iuda a luat întâiul său născut, Er, o nevastă numită Tamar. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Atunci Iuda a zis lui Onan, Du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, și ridică sămânță fratelui tău." Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânță fratelui său. Ce făcea el n-a plăcut domnului, care l-a omorât și pe el. Atunci Iuda a zis nurorii sale Tamar, rămâi văduvă în casa tatălui tău până va crește fiul meu Șela. Zicea așa ca să nu moară și Șela ca frații lui. Tamar s-a dus, și a locuit în casa tatălui ei. Păcătuirea lui Iuda cu Tamar Au trecut multe zile și fata lui Șua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce îi tundeau oile, el și prietenul său Hira, Adulamitul. Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta și au zis, Iată că socrul tău se suie la Timna ca să-și tundă oile. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a șezut jos la intrarea în Enaim, -in, pe drumul care duce la Timna, căci vedea că șela se făcuse mare și ea nu-i fusese dată de nevastă. Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă pentru că își acoperise fața. S-a bătut la ea din drum și a zis, lasă-mă să mă culc cu tine, căci n-a cunoscut-o că ea era norosa. Ea a zis, ce-mi dai ca să te culci cu mine? El a răspuns, am să strimit un ie din turma mea. Ea a zis, îmi dai un zăloc până îl vei trimite? El a răspuns, ce zălog loc să-ți dau? Ea a zis, inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care îl ai în mână. El i le-a dat, apoi s-a culcat cu ea și ea a rămas însărcinată de la el. Ea s-a sculat și a plecat. Și-a scos marama și s-a îmbrăcat iarăși în hainele de văduvă. Iuda a trimis iedul prin prietenul său, Adulam Mitul, ca să scoată zălogul din mâinile femeii dar acesta n-a găsit-o. A întrebat oamenii locului și a zis, unde este curva aceea care stătea aici, la Enaim, pe drum? Ei au răspuns, n-a fost nicio curvă aici. Adulamitul s-a întors la Iuda și a spus, n-am găsit-o și chiar oamenii de acolo au zis, n-a fost nicio curvă aici. Iuda a zis, ține ce a luat, numai că să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta și n-ai găsit-o. Cam după trei luni au venit și au spus lui Iuda, Tamar, norata ta, a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei. Și Iuda a zis, scoate o afară, ca să fie arsă. După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său, de la omul acela aleg cui? Sunt lucrurile acestea am rămas eu însărcinată. Veste rog, ale cui sunt inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta? Iuda le-a cunoscut și a zis: Ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu, Shela, și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi geme și în timpul nașterii unul a scos mâna înainte. Moașa i-a apucat mâna și a legat-o cu un fir roșu zicând, acesta a ieșit cel din tâi, dar el a tras mâna înapoi și a ieșit fratele său. Atunci moașa a zis, ce spărtură ai făcut? De aceea i-a pus numele Pereț, spărtură. În urmă a ieșit fratele lui care avea firul roșu la mână de aceea i-au pus numele Zera, cărămiziu. Să ne întâlnim cu bine, copii, și la alte povestiri.